Slăviți și binecuvântați să fie Domnul nostru Isus Hristos, în al cărui nume și în dimineața aceasta ne-am strâns aici, în jurul cuvântului lui Dumnezeu, în părtășia harului său, în prezența lui Dumnezeu și a Domnului Isus prin Duhul Sfânt. Și de aceea suntem plini de bucurie și în dimineața aceasta și îl lăudăm pe Domnul. Înainte de a citi textul care l-am pregătit pentru dimineața aceasta și de a începe predica, permiteți-mi să adresez câteva cuvinte familiei, pentru că am avut în dimineața aceasta o binecuvântare în mijlocul nostru. Și mi-aduc cu drag minte cu ceva timp în urmă, am călătorit în BC, în Abbotsford, apoi undeva lângă Vancouver, pentru logona lui fratele David și sora Sefora. Și ne-am bucurat acolo, cu frații, mi-aduc aminte că sâmbătă seara am fost acolo la adunare, Domnul a lăsat har și ne-am bucurat. Duminică am fost în Ciliuac. Fratele Sandu Ionce, tatăl sorei Sefora și a lui fratele Alex, deși eu aveam gând să mă duc în Vancouver să vizitez, a zis, știi ce, du-te aici, du-te aici. Și n-am știut, așa rându Dumnezeu. Eram din biserica, din Ciliuac, două străduțe mai încolo, unde stăteam eu în hotel. Și așa repede am ajuns acolo la biserică și laudăm pe Domnul pentru toate. Apoi a venit timpul și au făcut nunt aici, în mijlocul nostru și ne-am bucurat și atunci. Dar ne bucurăm că și Dumnezeu binecuvintează familiile. Și uitați, în Psalmul 127, versetul 3 spune, Iată, fiii, și eu spun și ficele, sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecului este o răsplată dată de El. Ce minunat! Mi-aduc aminte și de mine când m-am căsătorit, cât de bucuros am fost când la 25 de ani mi s-a născut primul copil. Eram așa de bucuros. Și eram așa de bucuros că-și Dumnezeu a binecuvântat familia noastră. Și Dumnezeu este Cel care revarsă binecuvântării. El este Cel care lasă copiii în familie. Nu ca o greutate, cum lumea îi privește. Nu ca ceva ce ne dă nouă mai multe responsabilități, ci ca o binecuvântare. Rodul pântecului este o binecuvântare, slăvit să fie Domnul. În versetul 4 din psalmul 128 spunem, așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul, să te binecuvinteze Domnul din Sion și să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele veții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Pacea să fie peste Israel. Și eu zic, pacea să fie peste familiile bisericii. Pacea, în mod deosebit, să fie peste familia Drăgan. În dimineața aceasta, peste fratele Gabid, peste sora Sefora, peste micuța lor, peste binecuvântarea aceasta care au primit-o din partea Domnului. Și Domnul să-i binecuvinteze. Să-i binecuvinteze și pe bunici îi avem aici, în mijlocul nostru, pe fratele Gabi și sora El Elima, Emima, dacă nu greșesc, avem aici cu noi, Domnul să-i binecuvinteze. De câte știu eu, e primul nepot. Mare bucurie și aici. Domnul să-i întărească, să-i binecuvinteze. Dar să-i binecuvinteze și pe fratele Sandu Ionce, care e departe acolo în Abosford și toată familia dumnealui. În dreptul lui fratele Ion, ce știu că sunt mai mulți nepoți. Când am fost acolo, am văzut mai mulți din nepoți care s-au strâns acolo. Și este o familie binecuvântată. Domnul să-i binecuvinteze pe toți. Aș mai citi parcă un singur verset din Psalmul 139. care spune așa în versetul 5. Tu mă încojori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele. Este prea înaltă să o pot prinde. Binecuvântarea aceasta să fie peste familiile și peste toate familiile bisericii, Domnul să fie lăudat. Acum v-aș invita să ne ridicăm în picioare și aș vrea să dau citire textului care l-am pregătit în dimineața aceasta și care Dumnezeu mi l-a pus mie pe inimă. Pentru dimineața aceasta aș vrea să deschidesc cu mine Sfânta Carte, Biblia, în Filipeni, în capitolul 3, începând cu versetul 7. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotez ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea care o dă Dumnezeu prin credință și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice echip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am câștigat premiul sau că am, am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L puc întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cereștea lui Dumnezeu în Hristos Isus. Amin. Vă invit să reocupați locurile. În dimineața aceasta, cuvântul lui Dumnezeu, care l-am citit aici, parcă versetul de aur din pasajul acesta, și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. Acesta, parcă pe mine personal, când am citit textul acesta, de fapt, m-a rugat, știind că va trebui să vin înaintea dumneavoastră să vestesc cuvântul, m-a rugat înaintea Domnului și Domnul mi-a adus aminte acest verset. Și am deschis cartea și m-am uitat și am zis, hai să citim tot contextul acesta. Vedeți, Apostolul Pavel, un om al lui Dumnezeu, plin de Duhul lui Dumnezeu, după ce l-a cunoscut pe Dumnezeu, după ce s-a întâlnit cu Dumnezeu, dacă răsfăim Sfânta Carte Biblia în Fapte, în capitolul 9, acolo ni se redă întâlnirea lui Saul cu Domnul Isus pe drumul Damascului. Și dintr-o dată îl cunoaște pe Domnul Isus. Și aici. În Filipeni, se pare că cartea aceasta a fost scrisă din temniță, din temnița de la Roma. El era închis, dar ardea în inima lui pentru bisericile pe care le-a plantat, pentru cei la care le-a vestit Evanghelia, îi purta în inimă cu drag. Și acum, dacă citim înainte, găsim că iudaizatorii, acești iudei care pe lângă jerfa lui Hristos, pe lângă mântuirea dată în numele lui Isus, veneau și spuneau, mai trebuie făcut ceva. Trebuie să faceți și legea, să împliniți și legea. Și omului Dumnezeu, Apostolul Pavel, stând în temniță, le scrie acestor oameni și spune așa în versetul 3, din capitolul 3 din Filipeni, Căci cei tăiați în prejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Isus și care nu ne putem încrede în lucrurile pământești le dădea sfaturi. Și omului Dumnezeu, Pavel, cuvântul lui Dumnezeu ne dă și nouă sfaturi în dimineața aceasta. Și primul gând care aș avea și care aș vrea să-l spună dimineața aceasta și să-l slujim pe Dumnezeu. Dar cum? Numai așa să-l slujim pe Dumnezeu? Da, venim la adunare, cântăm, ne comportăm frumos. Dar am vrea să privim în cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta și să vedem că cel care ne cheamă ne arată exact ceea ce trebuie să facem. Cum să-L slujim pe Dumnezeu? Și aș vrea să deschideți cu mine și să urmăriți împreună cu mine dimineața aceasta. Am să recitez din nou versetul 7 dar lucrurile care pentru mine erau câștig, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Versetul 8. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu, pentru El am pierdut toate și le socotez ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să-L cunosc pe El, dacă vreți, renunțând. Renunțând la toate. Renunțând la lumea aceasta. Omului Dumnezeu, Pavel, avea cu ce să laude. A fost unul care a făcut în vremea aceea o școală care avea un prestigiu deosebit, a învățat la picioarele lui Gamaliel. Era dintre farisei, iudeu, și urma să fie cel care să fie în fruntea poporului. Și dintr-o dată, plin de râvnă, a început să slujească așa cum a știut el. Numai că problema era că întotdeauna oamenii aceștia se puneau pe ei și scoteau în evidență ceea ce sunt ei. Domnul Iisus îi mustră și îi arată într-o lumină destul de sumbră pe oamenii aceștia. Dar Pavel, omul lui Dumnezeu, după ce l-a cunoscut pe Hristos, a înțeles pentru a-L sluji pe Hristos, trebuie să renunț. Și a renunțat. A renunțat la funcția Lui. A renunțat la puterea Lui. Vă aduceți aminte că a luat scrisori și a mers din cetate în cetate și avea așa putere că închidea pe frați și pe surori. Îi prindea, îi băga în temniță, era un om cu autoritate, un om cu putere, un om care întotdeauna, zice Biblia, că împrăștia frică în jur. Anania, când Domnul Iisus îi vorbește, du-te și vorbește -i. zice Doamne, dar acesta este unul care a pus pe frață în închisoare. Se temea Anania, dar omului Dumnezeu schimbat, transformat, acum un vas de cinste, a lepădat totul, a lăsat totul. Și eu mă întreb de multe ori, cum îl slujim noi pe Dumnezeu? Pentru că și noi trebuie să-l slujim pe Dumnezeu. Și trebuie să-l slujim pe Dumnezeu renunțând. De multe ori renunțând la confort. De multe ori renunțând la ceea ce ni se cade, la dreptul nostru, la libertatea noastră. Poate că trebuie să slujești lui Dumnezeu renunțând la euul tău într-o lume, într-un colegiu de oameni unde toți te bajocoresc, unde toți te arată cu degetul, unde toți se ridică împotriva ta, tu va trebui să-L slujești pe Dumnezeu acolo. În vremea aceea, în locul acela, omului Dumnezeu spune, și-am lepădat tot. Am avut de toate, dar le-am lăsat toate. Și acum Pavel, pentru că le-a lăsat pe toate din temniță, în loc să fie în fruntea poporului, pentru că l-a slujit pe Hristos, se afla în temniță, zic, Doamne, ajută-ne! Ajută-ne și nouă să-L slujim pe Domnul Iisus cu dăruire. Chiar dacă, adesea, chiar dacă undeori va trebui să renunțăm. La toate acestea. În Galateni, în capitolul 2 cu 20 spune, Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Și Hristos trăiește mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință în Fiul lui Dumnezeu, care ne-a iubit și s-a dat pe sine însuși, pentru mine. Dacă lepezi... Dacă lași în urmă, dacă renunți la anumite lucruri, nu este degeaba. Vine Domnul Isus și ne dă o făgăduință. Ne făgăduiește viața veșnică, slăvi să fie Domnul. Amin. Și să fiu găsit în el, nu având o neprienire a mea pe care mi-o delegea ci aceea care se capătă prin credință în Hristos, neprienirea pe care o dă Dumnezeu prin credință și să-L slujesc pe El, nu prin lege, ci prin credință. Vedeți, dumneavoastră, sunt atâția oameni în zilele noastre care fac atâtea lucruri și poate că sunt lucruri bune, încercând să aibă o neprihănire. Mi-aduc aminte de România și pentru noi, poate cei care ne-am născut acolo, meleagurile noastre sunt mai, mai viu grăitoare. Și mi-aduc aminte de oameni cum alergau la moște, Săteau acolo la rând, făcând mătănii, plătind bani, încercând să facă tot ce pot pentru a căpăta ceva. Dar credința, mântuirea, neprihănirea se primește prin credință. Se primește prin credința în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lumea noastră. Și a plătit pentru noi păcatul nostru. Ceea ce noi, ceea ce noi trebuie să facem și ceea ce ne aparține noi, este să-l credem pe El. Este să-l urmăm pe El. După ce am renunțat la viața noastră, la plăcerile noastre, după ce am renunțat la ceea ce ne aducea parte fericirea să ne luăm crucea și să-L urmăm pe El și să primim, nu prin lege, nu prin ceea ce poate face omul, ci prin ceea ce Dumnezeu ne dă nouă, slăvit să fie El, că aceea ceva este credința, căci El ne iartă. El este acela care ne-a iertat vina și păcatul. Credința că El ne mântuiește și credința că într-o zi se va întoarce și ne va lua slăvit să fie Domnul. Și să-L cunosc pe El, nu prin lege, ci prin credință și zic, Doamne, ajută-ne! În Carateni, în capitolul 5, cu 24, cei ce sunt al lui Hristos Iisus, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Și acum mă întreb, noi a cui suntem? Că dacă suntem al lui Hristos, ne-am răstignit firea pământească și îl slujim pe El prin credință. Doamne, ajută-ne la aceasta! Amin. Și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui, ca să ajung la învierea din morți. Versetul 10, care am spus că este parcă versetul de aur, și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui, și părtășia suferințelor lui, și să mă fac asemenea cu moartea lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți slujindu-l pe el pentru a ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Slujindu-l pe el pentru a ajunge la răsplătirile care Dumnezeu ni le dăruie, pentru a ajunge acolo în făgăduințele care El ni le-a promis și zic, Doamne, ajută-ne! Se spune că Undeva în anii 90, 1990, un student dintr-o țară anume a venit în America. Aici, fiind în America, la studii, cineva i-a oferit o Biblie și l-a invitat la biserică. Băiatul acesta s-a dus la biserică, l-a primit pe Domnul Isus la graduare, la sfârșitul anilor, când a studiat în America, spune povestea noastră că cineva l-a intervievat pe tânărul acesta și l-a întrebat așa, s-a terminat timpul când ai studiat aici, va trebui să te întorci, să te duci înapoi în țara ta natală. Și el a spus, da, e adevărat, va trebui să mă întorci. Dar tu l-ai primit pe Domnul Isus aici. Ce vei face? Și el a spus așa, da, e adevărat, probabil familia mea este foarte desamăgită. Când mă voi întoarce acasă, probabil că mă vor alunga și nu mă vor primi acasă. Apoi mă vor renega considerându-mă mort. Cât privește partea profesională, poate că șansele mele sunt foarte reduse. Și atunci cel care l-a intervat, i-a pus următoarea întrebare. Și se merită să plătești prețul acesta? Și el răspunzând a spus, da, e adevărat, E un preț foarte mare, un preț care mi se cere, dar ce contează mai mult, viața de aici sau veșnicia? Așa că aleg să-L slujesc pe Iisus. Se poate că pentru noi lucrurile acestea sună așa ciudat. Dacă vrei să-l slujești pe Hristos, poți să-l slujești. Dacă vrei să mergi la biserică, ești chiar bine primit. Dacă vrei să cânți, nu spune nimeni nimic. Dacă vrei să te rogi, poți să te rogi. Dar se prea poate că va veni vremuri cum au mai fost. Mi-aduc aminte când, până la 12 ani, au fost vremurile acelea când. Copiii lui Dumnezeu erau bajocoriți, erau huliți, erau arătați cu degetul, li se făcea nedreptate după nedreptate și nimeni nu intervenea pentru că erau considerați pleava societății, dați la o parte. Și pentru Hristos plăteau prețuri adesea așa de mari, cum a fost fratele Richard Wurman. 14 ani în pușcărie, fratele Nicoliță, moldovan care asemenea a fost în pușcărie și atâți și atâți alții care au suferit pentru numele lui Isus și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Doamne, oare îl cunoaștem noi cu adevărat pe Isus? Pentru că cu toții zicem că ne dorim să ajungem acolo. Cu toții ne dorim să ajungem în Țara Sfântă, cu toții ne dorim să ajungem în Noul Ierusalim. Dar avem nevoie să ne pocăim. Avem nevoie să renunțăm în primul rând. Și renunțăm la tot ceea ce nu este în conformitate cu Sfânta Carte, Biblia. Nu este în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu. Renunțăm. Și renunțăm nu de silă, nu pentru că ne obligă cineva, ci de dragul Lui, de dragul mire lui Hristos. Pentru El renunțăm. Renunțăm la toate. Și poate că într-o zi ni se va pune înainte și va trebui să renunțăm, ce vom face atunci? Atunci se va vedea clar, cu adevărat, cine iubește pe Hristos pentru că a renunțat. Poate într-o zi mi-aduc aminte că era un copil și a fost dimineața de Paști. Și așa au fost de înflăcărați oamenii aceștia, Partidul Comunist, în zona noastră acolo, au făcut în dimineața aceea școală. Dumneavoastră știți că niciodată că dimineața nu se mergea la școală. Atunci ne-au chemat pe toți la școală, pe părinți la muncă și au obligat pe toți oamenii să meargă la școală. Și nu aveți ce face, dar tot cum s-a gătat școala și munca de am strâns cu toții la biserică. Și Dumnezeu, în bunătatea Lui, în dragostea Lui, a revărsat har, pentru că El este Cel care binecuvintează, slăvit să fie numele Lui și să-L cunosc, să-L cunosc pe El. Oare când L-am întâlnit noi ultima dată? Îl cunoaștem? Îl știm? Îi auzim vocea? Cunoaștem când prin Cuvântul Scripturii ne vorbește? Putem să descindem clar, ne-a vorbit Domnul în ziua de astăzi? Printr-o cântare, printr-un cuvânt de profeție, Domnul ne cunoaște, dar noi Îl cunoaștem? și zic, Doamne, ajută-ne cu adevărat să-L cunoaștem. Omului Dumnezeu Pavel îl cunoștea, îl știa bine. Omului Dumnezeu Pavel tot mereu avea întâlnire cu Domnul Isus. Și prin Duhul Sfânt, întotdeauna, în renoia, în prospăta, această cunoaștere, Doamne, ajută-ne și nouă, ajută-ne și nouă să-L cunoaștem pe El, renunțând la tot ce ni se cere, să-L cunoaștem pe El prin credință, acceptând că El este Cel care ne poate mântui și să-L cunoaștem pe El, urmându-L, pentru a ajunge în veșnicie. Amin. Domnul să vă bine.